Salut prieteni, bine v-am găsit pe www.tutorialevideo.info. Astăzi voi prezenta un tutorial video puțin mai ciudat. Am să vă arăt cum puteți să vă verificați mașina sau mașina care urmează să o cumpărați dacă a avut daune. După cum vedeți, mă aflu pe centru de informare CEDAM. Acesta este un centru unde s-au adunat toți asiguratorii din România, au creat o bază de date comună și cu ajutorul acestora putem să ne verificăm mașina ce urmează să o cumpărăm dacă a avut accidente. Nu este că opta dată 100%, din câte am înțeles, după cum scrie și aici, sunt afișate prejudiciile asociate polițelor intrate în valabilitate începând cu anul 2008. Deci din 2008 încoace, dacă mașina dumneavoastră a avut un accident și a fost despăgubită, o să apară aici pe site. Aici introduceți CNP-ul. Eu am introdus așa, numărul de matriculare și seria caroseriei al autovehicului. Asta o găsiți pe cartea de identitate a mașinii. Și completați codul din imagine 6x2, 12, și dăm click pe caută. După cum vedeți, numărul de verificare e incorrect, adică nu există. Oricum trebuie să introduceți datele corect și dacă a avut o daună mașina dumneavoastră, deci după anul 2008, inclusiv anul 2008, atunci va apărea aici pe site. La revedere!